Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune a Dezbaterilor Historia. Dacă anul 2018 a fost anul centenarului și s-a discutat foarte multe despre evenimentele ce s-au petrecut în 1918, în acest an vom încerca să discutăm despre evenimentele petrecute acum 100 de ani, în 1919. Și pentru anul 1919 nu s-a scris suficient de mult în comparație cu evenimentele pe care le vom analiza în continuare. Astăzi îi am invitat alături de mine pe Florin Cristescu, profesor de istorie. Bună ziua! Și pe Ciprian Pleașu, editor, coordonator Historia.ro. Bine ați venit! Bine v-am găsit! În 1919, chiar în ianuarie, începe conferința de pace de la Paris. Toate marile delegații din marile țări, dar chiar și din micile țări, erau prezente la Paris la conferința de pace. Bineînțeles, și România este acolo. Ce vrea să obțină România la conferința de pace de la Paris? În primul rând trebuie spus că deciziile erau luate de cei cinci mari, iar România era totuși o țară văzută cumva cu interese limitate. Existau o serie de probleme acolo referitoare la cobeligeranță. Cobeligeranța fusese recunoscută undeva la sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie de către Franța și Italia și se punea problema apartenenței Transilvaniei. Au existat numeroase discuții, fiecare dintre părți susținându-și cauza, în timp ce Brătianu dorea o anexare a întregii Transilvanii până la Tisa, așa cum prevedea tratatul din 1916. Au existat și opinii mai moderate. Mă refer aici un pic la oamenii politici francezi. Unii susțineau sau încercau să facă și anumite concesiuni Ungariei, în timp ce alții, precum generalul Bertlon, mare susținător al cauzei românești, susținea anumite concesiuni pentru România. Nu se știa exact unde va fi limita. O problemă destul de discutată a fost cea a orașelor care actualmente se află pe granița de vest a României. Mă refer la o linie formată între Satu Mare, Carei, Arad și Oradea, populate majoritate de maghiari, dar având în jurul lor importante comunități românești. În cele din urmă, americanii împreună cu francezii, și avem aici un geograf important, Emmanuel Marton, au decis că această zonă să fie atribuită României din mai multe considerente. Și care ar fi acelea? În primul rând, era vorba despre o cale ferată care să lege zona de nord a Ardealului de zona de sud. Era vorba despre dreptul învingătorului, pentru că România, chiar dacă ieșise o perioadă din război și reintrase la sfârșit pentru numai câteva zile, era totuși un stat învingător. Și pe de altă parte era vorba și despre anumite considerente strategice ce urmau să se dezvolte odată cu instalarea bolșevismului în Ungaria. Era vorba despre o poziție strategică mult mai favorabilă pentru România. Avem o serie de personalități importante, l-am menționat un pic mai devreme pe Brătianu, Regina Maria, Tache Ionescu, iarăși a fost o voce importantă. În cele din urmă se decide punerea frontierei pe zona actuală. Ciprian, la conferința de pace de la Paris, nu puține au fost vocile din diplomația mondială și mai ales din rândul aliaților Antantei, care au reproșat României decizia de a ieși din război și decizia de a încheia o pace separată. S-a dus o luptă pentru a se recunoaște României drepturile din 1916, din anul în care din august 1916, anul în care România a semnat convenția de aderare la Antanta. Pe 10 noiembrie România reintră în război, de fapt cu o zi înainte de sfârșitul războiului. Cum a forțat România și în special Brătianu recunoașterea statutului de învingător al României de către Antanta? În primul rând trebuie să explicăm că este foarte important să explicăm de ce a ieșit România din război. Pentru că nu a ieșit de capul ei și nu a ieșit pentru că a vrut.
Pe de o parte, vorbim de marele aliat pe care România l-avea pe acest front din Est. Și acest mare aliat este vorba despre Imperiul Țarist și apoi Rusia. Nu Rusia sovietică, ci Rusia. Rusia, mă refer la acea perioadă din februarie până în octombrie și anume la perioada în care Rusia a fost condusă de un guvern revoluționar, nu neapărat un guvern care aduna mai multe partide. Vorbim aici de guvernul de Rusia condusă de Kerensky, mai în special. Momentul în care acest mare aliat dispare de pe hartă, pentru că acest mare aliat nu se volatilizează, ci decide să iasă din război așa cum își dorea de fapt Germania. Germania a trimis un virus în interior acolo, acest virus se numea Lenin. Și Lenin a reușit să facă această revoluție bolșevică, revoluție din octombrie, octombrie-noiembrie 1917. Iar unul din mandatul principal pentru care a avut susținerea Germaniei în primul război mondial Lenin, astfel încât să treacă linia frontului, a fost următorul: închei pace separată și închizi războiul în Rusiei cu Germania, astfel încât Germania să poată să-și mute toată atenția în vest, acolo unde într-adevăr considerau că ar trebui să dea lovitura finală și să termine victorioși războiul. Lenin într-adevăr a făcut ceea ce Germania i-a cerut și anume a încheiat o pace separată, vorbind de pacea de la Brest-Litovsk. În contextul acestei păci separate, România s-a trezit singură pe o linie a frontului foarte, foarte, foarte mare. Și noi ne imaginăm linia frontului ca fiind cea de pe Carpați. Nu este doar acea linie a frontului, ci am fi fost înconjurați efectiv, pentru că mare parte din Ucraina intra în componența zonei ocupate de nemți. Și atunci am fi fost înconjurați din toate părțile de către armatele austro-ungare și cele germane. Deci, cu alte cuvinte, am fi fost prinși și nimiciți în foarte puțin timp. Și atunci s-a pus problema dacă vrem să păstrăm statalitatea, identitatea și statalitatea românească. Și în acest context, deși există voci foarte puternice din cadrul clasei politice românești, în fruntea cărora se afla chiar Regina Maria, care s-a considerat dezamăgită de faptul că România a decis acest pas, și anume se încheie de fapt armistițiul de la Focșani și ulterior pacea de la Buftea București. Buftea însemnând negocieri, București însemnând semnarea tratatului, semnare care s-a făcut din păcate în Palatul Cotroceni, pe motiv că acolo unde s-a hotărât intrarea României în război, tot acolo să se hotărască și ieșirea României din război, era un fel de lecție pe care germanii încercau să ne dea în acel moment. S-a făcut această pace pentru a păstra statalitatea și măcar identitatea statului român. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să vedem ieșirea României din război ca pe o apărare a interesului național, în primul rând. E adevărat că ulterior au fost foarte multe probleme în a primi ceea ce ai negociat în 1916, în contextul în care nu ai fost în război aproape un an de zile. Și zic aproape un an de zile pentru că vorbim de ianuarie 1918, zona aceasta, până către noiembrie, momentul în care am reintrat pentru o singură zi, simbolic, într-adevăr. Pe de altă parte, ar trebui să mai atrag atenția asupra unui fapt. Anul trecut, dar și nu numai anul trecut, în general, în momentul în care încercăm să prezentăm istoria noastră națională, noi făceam niște tururi prin București și dacă vă uitați cu foarte mare atenție pe toate statuile ridicate în onoarea soldaților români, veți vedea o chestie interesantă. Și anume, nu scrie acolo soldați care au căzut între 1914 sau 1916 și 1918, cum avem tendința în general să credem, ci scrie 1919. Pentru că anul 1919 înseamnă un an la fel foarte complicat, cel puțin pentru armata română, pentru că armata română trebuie să reia o serie de campanii, într-adevăr, sub mandat al puterilor aliate, sub mandat al puterilor aliate împotriva Ungariei bolșevice.
și o să discutăm și despre acest subiect care este într-adevăr foarte spinos și care, atenție, cred că la un moment dat chiar a fost un avantaj pentru negocierile de pace care s-au dus la Versailles și ulterior la Trianon. Istoriografia occidentală în special și prezintă ieșirea României din război ca un act de trădare a Antantei. Ceea ce au făcut autoritățile române anul trecut nu a reușit să schimbe această percepție și să pună în context ieșirea României din război, cum bine a precizat Ciprian. Și totuși România iese din război cu o parte din armată operativă și gata de acțiune și în stare să ducă un război. Putem preciza asemenea câteva acțiuni în Bucovina, la fel și în Basarabia. Lucrurile s-au fost tergiversate ușor-ușor, iar armata și-a păstrat o mare parte din armament, chiar și din efective, deși nemții ne impuneau demobilizarea întregii armate. În momentul în care armata română a intrat în război, încă mai aveam rezerve importante și o serie de resurse, ceea ce dovedește și faptul că mai purtăm încă un an de război. La fel cum bine a precizat Ciprian puțin mai devreme, România mai poartă un an de război, anul 1919, armata fiind demobilizată total abia în 1920. Și aici aș vrea să precizez cum începe acest an 1919. Avem pe de o parte pe președintele american Woodrow Wilson, cel care dă cele 14 puncte, printre care cel mai important era dreptul popoarelor la autodeterminare. Dreptul popoarelor la autodeterminare care a creat și el anumite dificultăți. Și îl avem aici pe un important reprezentant al Statelor Unite. Este vorba despre Robert Lansing, secretarul de stat, care spunea că acest drept la autodeterminare a făcut război să se spargă practic mai multe războaie mai mici, cel puțin în zona Balcanilor și a Estului Europei. Și avem aici o serie de conflicte care se desfășoară, multe dintre ele se termină în 1919, altele 1920-22. Și aș vrea să spun aici câteva exemple. Este vorba despre războiul între greci și turci, purtat în zona Anatoliei. Este vorba despre ocuparea sârbească a Banatului și trebuie spus că, în ciuda relațiilor bune pe care le-am avut în special cu Serbia, avem și acolo niște confruntări militare, poate o să scriu și un articol ulterior despre lucrul acesta. Și este vorba și despre acest conflict între România și Ungaria, peste care iarăși se mai așează un conflict major în Europa. Este vorba despre ofensiva bolșevică impusă de Lenin. Ofensiva bolșevică și revoluții bolșevice care se produc peste tot în Europa, ajungând până în Europa Centrală. Chiar în luna ianuarie anului 1919 are loc o insurecție importantă la Berlin, condusă de reprezentanții comuniștilor, de Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht, cei care încearcă să dea o lovitură de stat, la fel ca în Uniunea Sovietică, iar Germania să devină un stat comunist. În Bavaria, iarăși, avem o serie de agitații urmate de impunerea unei republici bavareze, capitala la München. Avem agitații importante în Ungaria și o să discutăm un pic mai târziu în detaliu despre ele, în Austria. Și ce este interesant, că împotriva acestora, cel puțin în spațiul german, apare o forță care mai târziu va deveni un partid politic și se va apropia de ceea ce va reprezenta nazismul în anii 30. E vorba aici despre Freikorps, despre membrii ai trupelor germane care nici ei nu sunt demobilizați, ci luptă cam peste tot împotriva comunismului. E vorba despre un an, deci, foarte sângeros, cu foarte multe conflicte și cu foarte multe dificultăți, atât pentru Estul Europei, cât și pentru Europa Centrală. Iar conflictul dintre România și Ungaria, acest conflict regional, trebuie pus cumva în această imagine mare a
tulburărilor care se produc în Europa. Este foarte important ce ați precizat acum, deoarece noi avem tendința de a nu vedea pădurea din cauza copacilor. Și faptul că ați amplasat, ați făcut acest tablou mare al conflictelor din Europa, ne dă o altă imagine a istoriei noastre. Practic, la începutul anului 1919, armata română nu pătrunsese în toată Transilvania. Timișoara și Aradul erau ocupate de trupele sârbești. Oradea și care-i satul mare erau încă ocupate de trupele maghiare. Deci, nici vorbă de imaginea pe care noi o avem astăzi, că Marea Unire s-a produs fix la 1 decembrie. Toată Transilvania s-a alipit între... României. Deci venea de undeva din zona de nord, din zona Bucovinei, care trecea cumva prin Zalău, Deva și mergea undeva mai jos pe linia Mureșului. Cam două treimi din Transilvania erau ocupate de trupele române, timp ce o treime era ocupată de trupe maghiare, dar între ele iarăși erau așa ca un fel de, să zic, un fel de forță de menținere a păcii sau un fel de zonă tampon, alcătuită în principal din trupe franceze și trupe ale Antantei. Păi, la mijlocul lunii martie, trupele maghiare atacă trupele române și este momentul în care urmează contraatacul trupelor române și care se va întinde până pe linia satul mare, care-i satul mare Oradea. Ideea e că în martie Revoluția Bolșevică condusă de Belacun răstoarnă guvernul Carului, guvern, hai să spunem, cât de cât democratic așezat în Ungaria. Și această răsturnare a produs efectiv o creștere a agresivității maghiare față de români și față de deciziile care fusese reluate la 1 decembrie 1918. De asemenea, trebuie spus că în luna ianuarie sașii din Transilvania, într-un consiliu al sașilor organizat la Mediaș, susțin decizia luată la 1 decembrie. Chestia asta probabil că a deranjat destul de mult cercurile maghiare și, într-adevăr, are loc această creștere a agresiunii maghiare împotriva românilor. De asemenea, partea aceasta de vest, mai degrabă de sud-vest, și mă refer la Banat, este o zonă de conflict și de negociere în același timp, și mă refer la faptul că Brătianu își dorea, în urma tratatului de pace de la Paris, să obțină întreg Banatul, asta însemnând să fie aproximativ, aproape granița să fie, românească, să fie aproape de Belgrad. Lucru care nu s-a întâmplat, lucru care într-adevăr a fost negociat ulterior acolo, dar în momentul anului 1919 orașe precum Timișoara sau Arad deja se aflau sub mai degrabă ocupație, e cuvântul corect, sârbească. Cu alte cuvinte, orice fel de român care se întorcea și avea arma asupra lui era dezarmat de către armata sârbă. E adevărat că pentru a nu crea conflicte așa cum s-au petrecut în zona Ucrainei, în special, armata franceză s-a interpus între, deci aceste corpuri de armată franceză s-au interpus între armata română și armata sârbă, pe de o parte, pe de altă parte, în partea de nord, între armata română și armata maghiară. Momentul în care armata română a primit mandat din partea puterilor aliate că poate într-adevăr să atace armata sârbă, abia atunci s-a petrecut. Noi avem totuși în imaginarul acesta colectiv senzația că, mamă, ce i-am bătut pe maghiari. Lucrurile nu stau așa, ci lucrurile sunt mult mai așezate. Nu am pornit un război de capul nostru. Este într-adevăr un conflict regional, dar este un conflict cu mandat. Cu mandat pentru a lichida acest pericol bolșevic exact în inima Europei centrale, și mă refer la Budapesta. Ăsta este motivul pentru care, într-adevăr, armata română a avansat și a avansat împreună, atenție, împreună cu corpurile de armată franceză care s-au aflat o perioadă tampon între noi și maghiari. Deci împreună cu acelea s-a produs avansarea și atacul asupra maghiarilor. Să discutăm puțin despre campania din Ungaria, cea din vara anului 1919. Mulți istorici spun că atacul trupelor lui Belacun asupra armatei române trebuia să fie coordonat cu o eventuală ofensivă bolșevică de la nord de România. Care este realitatea? Da, se putea realiza o
conjuncție practic între trupele ungare și trupele ruse. Marele nostru noroc a fost faptul că sovieticii erau opriți de un conflict cu Polonia. Tot în luna ianuarie și tot 1919 izbucnește și un conflict între polonezi și ruși. În afară de acest lucru, trebuie să ne gândim la Uniunea Sovietică că mai trebuia să facă față și unor alte zone de conflict. Vorbesc aici despre țările Baltice, unde luptau împotriva acestui Freikorps, despre care am zis că mai târziu se va transforma practic în ceea ce a reprezentat extrema dreaptă germană, și ne gândim undeva și la câteva armate ale albilor, ale celor care împotriva cărora la sovieticii luptau prin Siberia, prin Ucraina de Sud, și care erau ajutați, acești albi, la rândul lor, de către trupe occidentale. Cam asta era situația Rusiei și nu și-a permis să mai aibă încă un conflict cu România, deși amenința deseori că Rusia sovietică va trece Nistru și va exista un atac conjugat asupra României. De aceea am avut acest avantaj și am putut mobiliza foarte ușor trupe împotriva Ungariei și practic am scăpat această țară pentru următorii ani de flagelul comunist. Ce spera Bela acum să obțină prin ofensiva contra trupelor române din vara anului 1919? Trebuie spus un pic și felul în care a venit la putere Bela acum, exact cum a spus înaintea mea și Ciprian, era vorba despre căderea guvernului Caroli. Guvernul Caroli, care a căzut tocmai ca o consecință a tratatului de la Trianon. El a avut niște viziuni un pic mai democratice, voia să realizeze o reformă agrară, era atașat valorilor pașoptiste, nu acelea de asociere și de formare a unui stat austro-ungar, ci a unei Ungarii democratice, bazată pe principii moderne. Doar că în momentul în care el a semnat tratatul de la Trianon, sau guvernul s-a semnat tratatul, practic lucrurile s-au rupt și a doua zi a fost nevoit să-și dea demisia și vine în locul lui Bela Kun, chiar pe un val de contestare maghiară a tratatului de la Trianon, și vine și spune că eu voi reface Ungaria Mare. E bine știut că Ungaria să precizăm că era vorba de preliminarele păcii de la Trianon. Da. Nu avea un conflict doar cu România, ci avea și un conflict în nord cu Cehoslovacia. Am înțeles. Deci, Ciprian, conflictul cu Banatul între România și Serbia a plecat de la convenția militară pe care România a semnat-o cu Antanta pe 17 august 1916, în care lui Brătianu îi se promite Banatul. Dar același lucru li se promite și sârbilor. Corect, pentru că marile puteri, la momentul în care au semnat aceste negocieri, aceste doleanțe pe care le aveau diverse țări, le-au semnat în interesul lor, în interesul național al lor. Gândiți-vă că România a intrat în război în 1916, când Franța era supusă unui tir masiv din partea armatelor germane și exista nevoia deschiderii unui nou front, astfel încât să se mai elibereze din presiunea pe care armatele germane o exercitau pe frontul de vest. Deci, în momentul în care s-au semnat anumite condiții de intrare în război, vă dați seama că au fost foarte, foarte generoși în a da orice, astfel încât să se mai deschidă un front, astfel încât să mai eliberez din presiunea pe care o aveai asupra țării tale. Deci, gândiți-vă că de cele mai multe ori aceste negocieri de pace, în momentul în care nu se fac pe spezele țării tale, poți să promiți multe lucruri, chiar foarte multe lucruri, și pe de altă parte promiteai și sârbilor, le promiteai întreg Banatul, astfel încât să-i păstrezi în luptă pe oriunde erau, pentru că mulți dintre ei la un moment dat prizonieri, refugiați și așa mai departe, se înrolează în diverse armate și aceste corpuri de armate nu puteai să îți pui mintea să le demobilizezi renunțând la anumite promisiuni. Pe de altă parte, aveai o țară precum România care ți-ar fi asigurat un front foarte, foarte larg de acoperit și ar fi fost important pentru tine, Franța / Marea Britanie, să ai o eliberare a presiunii în Est, astfel încât nemții să fie nevoiți să trimită armate, divizii în această zonă, și promiteai orice, pentru că tu nu aveai interese directe în Banat.
nu aveai cum să ocupi Banatul, nu te interesa Banatul foarte tare, ok, ce era un teritoriu pe undeva prin centrul Europei pe care se bat niște nebuni, perfect, care îl vreți dintre voi, care dați mai mult? Deci trebuie să privite lucrurile la un moment dat chiar și așa, pentru că este o discuție cinică. Ce este mai aproape? Păi mai aproape este frontul care mă presează pe mine. Pot să promit orice ca să pot, în momentul de față, să-mi eliberez această presiune pe care o am în spate. Deci promisiunile se fac în 1916 pentru unii, pentru cei se fac ceva mai devreme, dar se fac în condițiile în care interesul național primează foarte mult pentru acești mari. Pentru că vorbim pe de o parte de cei care au luat deciziile, deciziile în general le iau cei patru mari și ceilalți suportă consecințele într-o formă sau alta. Florin, apelez la cunoștințele tale. Istoricul american Glenn Torrey spune în cartea sa România în primul război mondial, referitor la anul 1917 și la bătăliile de la Mărești, Mărășești și Oitus, faptul că aceste bătălii au fost cel mai important succes obținut de Antanta în 1917 pe front. Iar aceste bătălii de la Mărești, Mărășești și Oitus au contat enorm după război în faptul că Antanta și-a respectat mare parte din promisiunile pe care le făcuse României în 1916. Ce s-a întâmplat în 1919 la Paris, plecând de la aceste bătălii și de la faptul că România a pierdut în primul război mondial aproximativ 800.000 de persoane? Vă dați seama că acest lucru a contat enorm, mai ales că, așa cum spunea și mai devreme, au fost voci care contestau beligeranța României. Chiar și această beligeranță s-au purtat discuții, recunoaștem beligeranța pe toată durata războiului sau doar parțială, având în vedere că vreme de un an de zile armata română practic nu a luptat și avem și încheierea unei păci. Dar trebuie spus aici iarăși un lucru important și exact cum am menționat și mai devreme. Armata română și România nu au ieșit din război pentru că au vrut să iasă din război. Situația era de așa natură încât nu se putea fără să nu se iasă din acest conflict. Iar numărul acesta mare de morți, de răniți și faptul că am luptat cu eroism la Mărășești și avem și presa occidentală care laudă foarte mult faptele de arme ale armatei române au contat foarte mult atunci când am vorbit de tratativele de pace. Într-adevăr a fost un lucru care a cântărit foarte mult în ceea ce privește apartenența Transilvaniei la România. Să nu uităm că numai la Mărășești avem un număr de peste 30.000 de victime din rândul trupelor române. Ciprian, delegația maghiară la conferința de pace de la Paris la 1919 a venit extrem de bine pregătit istoric, cadastral și cu toate documentele, însă a șocat dintr-un punct de vedere. A prezentat națiunea maghiară ca o națiune superioară, iar pe cea română ca o națiune inferioară. Ceea ce chiar și la nivelul anului 1919 i-a șocat atât pe britanici cât în special pe americani. Da, este adevărat. În primul rând este adevărat faptul că maghiarii nu au venit doar cu vorbe, așa cum din păcate a făcut Brătianu. Brătianu a venit cu o promisiune pe care o făcuse Antanta în momentul în care a intrat în război. Nu a venit la fel de bine pregătit cum au venit maghiarii. Maghiarii, într-adevăr, au venit cu recensăminte făcute înainte. Cum au fost făcute recensămintele e o altă discuție. Dar ei au venit cu documente, cu recensăminte, cu, nu știu, discurs istoric, cu tot felul de povești, astfel încât să convingă că, într-adevăr, mare parte din Transilvania aparține Ungariei Mare, așa cum o vedeau ei. Și că ar fi trebuit pusă granița în altă parte decât a fost pusă în urma acestui tratat de la Trianon. Au venit foarte, foarte bine pregătiți. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul și modul în care s-a conviețuit în această regiune. De ce? Pentru că românii, într-adevăr, vreme de gata 1000 de ani, au fost priviți ca o națiune inferioară. La început, din punct de vedere religios, pentru că românii erau ortodoxi,
mare majoritatea românilor erau ortodoxi și după aia ungurii erau catolici. O parte dintre unguri au trecut la protestantism, de asemenea românii au rămas ortodoxi și atunci avem exact aceeași abordare. Avem națiunile sau, de fapt, religiile acceptate în diversele imperii care s-au perindat în această regiune și, indiferent că vorbim de Ungaria, regatul apostolic maghiar sau ulterior de, nu știu, de Imperiul Habsburgic, când a fost vorba despre români, românii fiind ortodoxi, întotdeauna au fost priviți ca cetățeni de mâna a doua, de multe ori fără drepturi de proprietate, atenție, fără drepturi de a locui în oraș. Deci sunt tot felul de astfel de drepturi pe care românii nu le-au avut, că tot mai punea mai devreme colegul nostru spunea că Oradea, Carei, satul mare, erau orașe maghiare. Păi erau orașe maghiare pentru Cluj, de asemenea. De ce erau orașe maghiare? Pentru că nu aveai voie să te așezi în oraș. De asemenea, orașele săsești aveau aceeași abordare. Și mă refer la Sibiu, mă refer la Brașov. Într-adevăr, de ce ne apropiem de secolul XVIII-XIX, mai aveau și românii voie să stea în anumite cartiere, în momentul în care deja nu mai avem ziduri de cetate și poți să stai în niște mahalale în apropiere de cartier. Deci sunt multe, multe lucruri în spate, în cultura maghiară, dacă vrei, care îi făceau să afirme cu nonșalanță că, într-adevăr, românii sunt națiunea de mâna a doua. Se schimbă, într-adevăr, anumite elemente în momentul în care vorbim de acea fracțiune importantă, într-adevăr, din cadrul bisericii ortodoxe, care trece la uniație. Și vorbim de greco-catolici acolo. Și care, într-adevăr, trebuie recunoscut, deși ulterior în istoriografia noastră comună al României Marii privim ca pe cetățeni de mâna a doua, atenție că și asta este o problemă, greco-catolicii sunt vârful de lance al românismului în această provincie, în aceste provincii, pentru că vorbim și de la oaltă cumva despre Banat, Crișana, Sătmar, deci nordul Maramureșului acolo și Transilvania. Bun. Ei sunt vârful de lance al românismului. Blajul este într-adevăr considerat oraș românesc, oraș. Blajul în comparație cu, nu știu, dacă vreți să comparați Blajul cu Clujul, este o fracțiune. Și cu Alba Iulia, la fel. Alba Iulia. Este un oraș foarte, foarte, foarte mic. Dar centrul românismului, într-adevăr, se axează pe acest vârf de lance al celor care aveau drepturi. Pentru că e problema de drepturi. Tu nu ai voie să intri în avocatură, nu ai voie să ai proprietăți, nu ai voie să faci nimic. Deci ai voie doar să ai niște oi și să le pași pe acelea și chestii perisabile. Nu ai voie să ai biserici de lemn, de piatră, iertați-mă. Deci vorbim de această decizie luată de un rege maghiar pe undeva prin secolul 14-15. Deci aceasta este politica de deznaționalizare, de maghiarizare forțată. Toți cei care sunt nobili, încet, încet li se maghiarizează numele, sunt obligați să treacă la catolicism, astfel încât să-și păstreze proprietățile. Deci sunt tot felul de astfel de elemente. Nu știu, dacă mai vreți un exemplu, tot din vechime, din Evul Mediu, de ce pleacă la un moment dat Bogdan din Maramureș, Maramureșul fiind sub autoritatea regatului apostolic maghiar, pentru că îi se cerea să treacă la catolicism. Și în permanență în documente, dacă citiți documentele, este văzut necredinciosul sau trădătorul de religie care fuge în Moldova și într-adevăr merge în acea marcă de apărare și înființează statul medieval moldovenesc. Deci trebuie privit cu foarte mare atenție de unde vine această sintagmă, pentru că am văzut sintagma aceasta și interpretată de foarte multe ori că românii sunt o națiune inferioară. Din această istorie lungă, din această cultură lungă și relație complicată și interesantă în același timp dintre români și maghiari, pentru că trebuie spus că cele mai multe dintre comunități au trăit în foarte bună vecinătate, foarte bună pace, fără nicio problemă unii cu ceilalți. Dar în momentul în care tu de sus ai niște linii foarte clare, da, îți permiți la un moment dat să spui da, ăia sunt inferiori. Revenind la campania din vara anului 1919 din Ungaria, ce impact a avut aceasta la nivel zonal, dar și la nivel european și regional? Trebuie spus că au existat și anumite proteste din partea unor oficiale antantei, dar a fost susținută cumva tacit și de trupele franceze. Susținută de trupele franceze, mai ales că vorbim aici, dacă avem așa o viziune geopolitică,
despre o axă a comunismului care pătrundea în Europa. Imediat după ce a ajuns la putere, Belacun a încercat să susțină o revoluție bolșevică la Viena. Avem zona sovietică, unde bolșevismul prindea rădăcini și se extindea din ce în ce mai mult spre vest, și avem și această zonă a statelor baltice, unde iarăși mișcările acestea bolșevice urmau să pătrundă în Europa, plus Germania, care era la rândul ei, aproape așezată pe ideile acestea comuniste. Și iarăși revin la același lucru, la ceea ce marele istoric Ernst Nolte numea războiul civil european, care a durat din 1917 până în 1991. Și ne gândim că lovitura aceasta dată de România și răsturnarea unui regim comunist, practic tăia cumva o axă de pătrundere a acestui bolșevism în Europa, mai ales că odată cu românii în zona Ungariei pătrund și dinspre nord trupele cehoslovace. Un alt lucru care trebuie spus aici, guvernarea lui Horthy, lui Miklós Horthy, conducătorul Ungariei din perioada interbelică, cât și din perioada celui de-al doilea război mondial, a fost favorizată cumva de pătrunderea trupelor române. Inițial, după ce bolșevicii au instaurat o teroare la Budapesta și în teritoriile din împrejurimi, o parte dintre țăranii maghiari plus intelectuali au intrat în această armată a lui Horthy, care era într-un fel, un fel de corespondent al armatei albe din Uniunea Sovietică, și în orașul Sighet, ocupat de Sighet, ocupat de trupele franceze, și-a format o armată proprie. Armata română, după ce pătrunde Budapesta, există aici iarăși o dilemă, dacă pe data de 3, pentru că atunci au pătruns primele detașamente în oraș, sau pe data de 4, când a fost luat sub stăpânire, stă în Budapesta până în luna noiembrie. În data de 14 noiembrie trupele române se retrag, iar în 16 noiembrie își face intrarea Horthy, cum spune legenda, pe un cal alb înaintea trupelor maghiare. Anumite teritorii dincolo de granița actuală de vest a fost sub administrare românească până în 1920. Cam ăsta ar fi contextul în care se produc aceste lucruri. Cum se ajunge la împărțirea Banatului, dacă în cazul Ungariei am văzut campania pe care România a avut-o în 1919, cum a împărțit România Banatul cu Serbia? S-au împărțit pe aceleași criterii etnice, dacă vrei, în urma studiilor făcute de francezi. Acesta a fost principalul model care a fost acceptat, plus faptul că amândouă țările fuseseră de partea Antantei și atunci a trebuit să dea și unora și celorlalți câte ceva din Banat, astfel încât conflictul dintre cele două să nu se amplifice. Și astfel o parte destul de importantă, cum este Voivodina sau Timok, unde sunt comunități românești, înconjurate într-adevăr mai mult de cele serbești, au rămas în interiorul Serbiei, Iugoslaviei, cum s-a numit ulterior. Trebuie spus aici și activitatea lui Tache Ionescu. Brătianu dorea granița să fie aproape undeva de Belgrad. Există într-adevăr comunități etnice românești, le-am întâlnit și în călătoriile mele atât în Valea Timocului cât și în zona Voievodinei. Doar că Tache Ionescu a zis în felul următor: avem deja trei posibili inamici la granițele țării. Era vorba despre Bulgaria, al cărui teritoriu Dobrogea de Suca de Lateru fusese ocupat de România, Uniunea Sovietică, care iarăși pur și simplu tot timpul a fost revoltată și a fost împotriva anexării Basarabiei de către România, și am tot vorbit despre Ungaria. Și Tache Ionescu a zis în felul următor: avem trei inamici la granițe, bine ar fi să nu ne-l facem și pe cel de-al patrulea. Drept dovadă și mai târziu politica de alianțe regionale și relațiile bune pe care le-a avut România în perioada interbelică cu Iugoslavia regală.
Da, să precizăm că Banatul a fost și destul de greu de împărțit din punct de vedere etnic, dacă ținem cont că după această împărțire 70.000 de români au rămas în Serbia și 60.000 de sârbi au rămas în România. Deci practic a fost extrem de... ceva mai mulți români au rămas. Exact, 70.000 de români. Atenție, în Banat nu sunt doar comunități de sârbi slash români. Mai vorbim acolo de maghiari, mai vorbim acolo de germani, deci populația este super compozită acolo, chiar și slovaci, și sate întregi, păstrate de slovaci, și astăzi se poate vedea acest lucru, cel puțin din punct de vedere arhitectural. Din păcate, mulți dintre ei nu mai sunt. Sunt vreo două comunități, cred că Cenad e localitatea și încă una locuită principal de slovaci. Dar trebuie spus că zona respectivă era super compozită și greu de împărțit, foarte greu de împărțit, iar România, hai să spunem că a primit cam două treimi din Banat. Deci a primit destul de mult din Banat, în contextul în care zona era complicat de împărțit, foarte, foarte greu de împărțit, și s-a împărțit într-adevăr pe aceste criterii etnice, dar lăsând totuși destul de mult și sârbilor, astfel încât să nu se mai creeze încă un conflict, încă o relație conflictuală, nu neapărat un conflict, probabil un conflict viitor. Și acum o întrebare pentru amândoi. Campania din 1919 din Ungaria a pus oarecum barieră pătrunderii bolșevismului în Europa? A întârziat pătrunderea bolșevismului în Europa? Da, clar, avem, așa cum am menționat și mai devreme, practic deja din 1920 lucrurile încep treptat să se mai liniștească, cel puțin pentru următorii 20 de ani. Nu pot să zic că a pus capăt în totalitate, dar a stopat pentru următorii 10-20 de ani pătrunderea acestui bolșevism. E adevărat că regimurile bolșevice nu au mai avut, cel puțin pentru 20 de ani, până la finalul celui al doilea război mondial, nu au mai avut niciun fel de posibilitate de afirmare în această regiune. Pe de altă parte, din păcate, acest moment cu eliminarea bolșevismului sau pericolului comunist a dat naștere unor alte aberații, și mă refer aici la extrema dreaptă, care a câștigat foarte ușor în foarte multe locuri, a câștigat teren. Și dacă privim un pic harta, vorbim atât de țările care au fost aliate în puterile centrale, cât și în celelalte. Adică regăsim acest nucleu de dreapta destul de puternic atât în Germania, cum a amintea și Florin, dar îl găsim și în România, îl găsim pe de altă parte și în Italia. Adică, atenție, că lucrurile, primul război mondial a născut doi monștri. Unul, într-adevăr, am reușit cumva să-l exilăm către Est pentru vreo 20 de ani, dar altul s-a cuibărit fix în centrul Europei și a dat naștere unor aberații extraordinare și ulterior unui război cu mult mai cumplit decât primul. Și ultima întrebare. Cum ai caracteriza anul 1919 pentru România? A fost un an bun? A fost un an rău? M-ați întrebat despre România. La nivel european aș fi spus anul revoluțiilor și punct. Dar și pentru România putem să vorbim iarăși despre un an dificil, practic. Un an dificil, un an în care lucrurile nu erau prea clare. La fel cum am zis, am avut acel 1 decembrie, acel punct culminant. Dar lucrurile aveau să așeze abia după semnarea tratatelor de pace. Deci am un an, aș zice, o gri al istoriei. Nu știam prea multe lucruri și dacă trăim istoria și o privim cu ochii de atunci, era totuși un an al incertitudinilor. Nu era un an concret în care clar totul se așezase, România era mare și frumoasă. 1 decembrie 1918 am avut anul centenarului, toate lucrurile s-au așezat și totul a mers din plin României pentru următorii 20 de ani. Deci lucrurile s-au tergiversat chiar și în 20-21, ne gândim și la, pe plan intern, la impunerea unei administrații, unor noi sisteme de învățământ și de, vă dați seama, militar și așa mai departe. Și de integrarea unor
oameni din vechea administrație în administrația românească, deci dificultățile au... Ca să nu mai vorbim de monetar, pentru că circulau o grămadă de tipuri de bani, inclusiv în cele două, Moldova, țara românească, erau două tipuri de lei, unul a celor care s-au aflat sub ocupație, ceilalți aveau alți bani, ca să nu mai spunem în Transilvania vorbim de alți bani, în Bucovina iar alți bani, în Basarabia ruble. Deci peste tot o amestecătură financiară. Abia pe la jumătatea anilor 20 lucrurile vreau să se practic așeze. Să prindă chiar, să se așeze. Dar în 1920 avem și acel moment, v-am zis, al demobilizării armatei române. Abia atunci putem să spunem că primul război mondial s-a încheiat pentru România. Să nu uităm că crearea României Mari a fost un proces de durată și el nu s-a sfârșit la 1 decembrie 1918, a durat mulți, mulți ani după 1918, pentru că integrarea noilor provincii în cadrul României s-a făcut deosebit de greu, atât din punct de vedere economic, cât și social, iar unii ar putea spune că anumite provincii practic n-au fost integrate niciodată. De aceea vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune a Dezbaterilor Historia pentru a vedea ce a însemnat anul 1919 pentru Europa și întreaga lume. La revedere și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că a stat alături de noi.